Un bărbat a fost depistat seara trecută în trafic pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Drobeta Turnu Severin, fără a poseda permis de conducere. În urma verificărilor făcute de polițiști, bărbatul era sub influența drogurilor. De ce ați condus fără permis? N-am condus fără permis, nu. Ați consumat ceva substanțe interzise? Am consumat. Dar de ce sunteți la poliție? Este că am plecat în biserică. Bărbatul are vârsta de 37 de ani și este din localitatea Gruia. Acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fiind și testat cu privire la consumul de substanțe psihoactive, rezultatul fiind pozitiv în consumul de cocaină. În această seară, polițiștii biroului rutier au depistat în trafic un bărbat de 37 de ani din localitatea Gruia, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiu, fără a poseda permis de conducere. Totodată, conducătorul auto a fost testat cu privire la consumul de substanțe psihoactive, rezultatul fiind pozitiv. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumuri publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis și sub influența drogurilor.